Mai exact, în județele Cluj-Napoca, Constanța, Slobozia, Iași, Deva, Timișoara și județul Ilfov. Stimați telespectatori, obositorul Antenei 1 angajează oameni noi, pregătiți 100%. Au fost ăștia la școală cum a fost Voiculescu la mănăstire. Mergem la Eduard Marin pentru că el cunoaște subiectul. Bună dimineața, acum doar în 8 județe sunt disponibile certificatele în sistem digital, mai exact în județele Cluj-Napoca, Constanța, Slobozia, Iași, Deva, Timișoara și județul Ilfov. Dragă reporterașule, din cele enumerate de tine, 4 nu sunt județe. Cluj-Napoca este județul Cluj și orașul Cluj-Napoca. Slobozia, ca și Deva, sunt reședințe de județ pentru Ialomița și Hunedoara. Iar județul Timișoara e de fapt județul Timiș. În rest, e foarte bine!